Salut și Meta Rexi la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorialul de astăzi o să-ți arăt cum poți naviga sub anonimat pe internet. Să spunem că din anumite motive dorim să navigăm sub anonimat, că nu dorim să ne fie cunoscută locația, să ne fie cunoscut IP-ul nostru sau în felul acesta putem foarte ușor să scăpăm de restricțiile pe care, de exemplu, YouTube le pune în ceea ce privește accesarea conținutului dintr-o anumită țară. Cum facem acest lucru? Este nevoie să descărcăm un browser de internet care face acest lucru posibil și foarte ușor de utilizat. Browser se numește Tor. Tot ce trebuie să facem este să deschidem browser pe care avem noi instalat în calculator. Scriem căutarea de căutare Tor, download. Intrăm pe primul rezultat. Aceasta este pagina lor, pagina torproject.org. Selectăm ce sistem de operare avem. Noi avem un Windows. Funcționează pe XP Vista 7 și 8. Noi vom da download. Ocupă ceva setup-ul, adică 49,8 MB. Însă nu ne ia foarte mult să-l descărcăm. S-a descărcat, haide să-l instalăm. Dau click pe Run. Limba română nu are, sunt pe engleză. Dăm pe Install. Așteptăm puțin să se instaleze. Practic, acest program, în momentul în care îl rulăm, se conectează la serverele Tor și pentru a naviga pe internet folosim un alt IP decât IP-ul nostru. Și tot folosind acest browser, am aflat un lucru foarte important pe care o să vi-l spun cea mai târziu pentru a vă și arăta să înțelegeți ceva mai bine. Lucru care nu-l știam și iată că datorită unui simplu fapt că am instalat un browser am aflat un lucru destul de important. Ne face un shortcut pe desktop și în meniul Start, ne va rula programul imediat. Iată, dă și noi click pe Connect. Acum se conectează la serverele Tor. Și în câteva secunde ne va rula browserul. Iată că avem o interfață foarte prietenoasă, este gen Mozilla, după cum puteți observa designul butoanelor. Da? La history, n-o să acest browser nu o să memoreze nicio căutare, niciun site pe care îl accesați, nu o să vi-l memoreze aici, ceea ce mi se pare foarte interesant. Primul lucru pe care l-am făcut când am instalat acest browser a fost să maximizez această fereastră, iar avertizmentul pe care l-am primit îmi spune că dacă maximizez browserul, acesta de poate determina anumite site-uri să afle informații despre mărimea monitorului, rezoluția ecranului, mai bine zis, pe care o poate folosi pentru a ne urmări activitatea. Acest lucru se întâmplă și în browserul Opera și în browserul Mozilla Firefox. Putem fi urmăriți după rezoluția monitorului pe care o avem. Lucru pe care nu-l știam până în prezent. Acest browser ne recomandă să-l folosim în această mărime. Este foarte, deci cum ați văzut, este foarte ușor de descărcat, de instalat. Deja lucrăm sub anonimat, să zic așa. Și aici avem câteva detalii mici, detalii despre acest proiect. Putem da click pentru a afla mai multe.
și deja putem începe în aplicarea pe internet. Nu mai avem IP-ul nostru, avem cu totul alt IP și putem, să spunem așa, să vizionăm clipuri pe YouTube care nu, care sunt restricționate în ceea ce privește continentul, accesarea, sau putem face alte lucruri în cazul în care avem alte scopuri în a naviga sub anonimat pe internet. În mare, cam la aceste detalii se rezumă tutorialul de astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă invit să faceți în continuare pe pagina noastră de Facebook, pe canalul nostru de YouTube și pe site-ul tutorialevideo.info. Zi frumoasă în continuare! La revedere!